Salutare, oameni dragi! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Lucrețe Nedelea sunt și astăzi, din nou la lucru, este practic a doua zi de lucru. Prima zi după concediu a fost miercuri. Marți ne-am întors din România și joi am fost liber și astăzi din nou la lucru, după care e weekendul. Inițial am vrut să filmez miercuri, prima zi, dar n-am fost obosită de pe drum, n-am avut niciun chef, așa că a rămas pe astăzi. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea voastră, pentru că v-ați abonat, că mă susțineți cu comentarii, cu like-uri, cu vizualizări, pentru că am depășit deja pragul de 1000 de abonați și asta numai datorită vouă. Pentru asta vă mulțumesc mult! Nu știu dacă astăzi o să am, nu știu, ceva în mod deosebit să vă arăt. O să am 6 adrese, asta nu e nici mult, nici puțin. Avantajul e că le cunosc cam pe toate, am mai fost cel puțin odată. Și atunci e mult mai ok decât ca și cum nu aș fi fost niciodată, adică na, e logic. Soțul meu mi-a încărcat camionul, mi-a spus că miercuri seara mi l-a încărcat el, se mai întâmplă destul de des să mi-l încarce și atunci are el grijă să fie tot în regulă, să fie bine încărcat, să am tot ce-mi trebuie, transpalet și tot ce am nevoie. Încep să primesc din ce în ce mai multe comentarii de la voi, tot felul de întrebări legate de muncă și nu numai. Așa că m-am gândit să fac un vlog săptămâna viitoare, de exemplu, și să vă răspund la toate întrebările. Așa că o să adun toate întrebările din comentarii sau din mesaje private pe care le-am primit de la voi. Și dacă mai aveți și alte întrebări, chiar o să vă rog să le scrieți în comentarii la video ăsta și atunci o să vă răspund într-un vlog la fiecare întrebare, pentru că deja devine greu să răspund la comentarii la fiecare în parte, pentru că sunt foarte, foarte multe. Foarte multe comentarii, foarte multe mesaje și timpul meu e limitat. Așa că o să vă rog să îmi scrieți întrebările în comentarii și atunci voi face un video în care o să răspund la fiecare întrebare în parte. Am descărcat și la cea de-a doua adresă. Aici, în mod normal, se foloseau BT-uri electrice, dar nu știu din ce motiv nu ne mai lasă cu alea și atunci am folosit transpalare manual. Noroc că paleții de aici nu sunt așa de grei, sunt pampered și așa că nu au fost așa de greu de descărcat. Primele două au fost una lângă alta, acum la a treia o să trebuiască să pedalez vreo 40 de km până acolo. Dar avem timp, suntem în timp. Am ajuns și la cea de-a treia firmă. Acum o să trebuiască să dau de aici din stradă să intru în curte cu spatele. Poarta e destul de mare, nu cred că o să fie o problemă. Doar că o să vreau să filmez în spate și o să încerc în timp ce dau în spate să țin și trepiedul cu o mână, cu cealaltă mână și să filmez în spate. Noi femeile putem de obicei să facem mai multe lucruri în același timp, așa că poate o să reușesc. Să vedem ce iasă de acolo. Acum iasă, era un camion în rampă și au o singură rampă, așa că a trebuit să aștept un pic. Acum pleacă șoferul și o să intru eu. Bun, ia să vedem. O să țin ceva de genul ăsta și o să încercăm.
drum pe contrasens, tocmai vine o mașină din față și eu trebuie să aștept un pic, că nu am ce să fac. Și la rampă, dacă am reușit să țin și cu o mână telefonul. Nu știu ce am filmat, că nu pot să văd. Nu pot să văd ce am filmat, dar mă voi uita imediat. Multe din imagini s-ar putea să nu fie de calitate, pentru că nu e o treabă deloc ușoară să te filmezi singur în timp ce și lucrezi. Așa că vă rog să mă înțelegeți. Am deschis ușa din timp, pentru că aici, între așa doi pereți, cred că nu mai am loc să-mi deschid ușile. Ușor, ușor, să nu trântim. Oh, am trântit-o. Cât bun. Am rezolvat-o. Aici am rezolvat-o destul de repede, am avut un singur palet, l-am descărcat rapid și gata, plec. Mai am 3 adrese, 2 una lângă alta și una nici nu știu sigur pe unde îi. Am transpalet la mine, am tot ce-mi trebuie, că dragul meu soț a avut grijă să am de toate. Apropo, el mi-a încărcat miercuri seară, joi am fost liberi. Și el când îmi încarcă, bineînțeles că e încărcat impecabil, am transpalet, am tot ce-mi trebuie, că el are grijă de mine ca de obicei. Am ajuns și la cea de-a patra adresă. Acum aștept pe parcare, am fost, am dat actele. Am primit aparatul ăsta să știu când să mă duc la poartă și la ce poartă să merg. Și acum aștept un pic pe parcare. Între timp o să mă pun un pic să mănânc, că m-a luat foamea, dar încă nu mi-a luat pauză. Că mie îmi place să-mi iau pauza după ce termin tot. Bineînțeles, dacă mi-ajunge și timpul de condus. Aici am terminat mult mai repede decât mă așteptam. Știam că se așteaptă ceva mai mult și atunci am încercat și eu o pauză de 15 minute și să mănânc ceva, dar nu am apucat nici una, nici alta. Am mers foarte repede. Cred că după vreo 10 minute mi-a sunat soneria, așa că am întrerupt și pauza. Nu-i bai, o iau după ce termin tot. Descărcat-o a mers foarte repede, am avut 6 paleți. I-am descărcat cu BT electric, care ia câte 2 paleți odată, deci 3 ture și am terminat tot. Așa că mai am o singură adresă și plecăm acasă. Tocmai am terminat și cu 5 adrese și când m-am bucurat și eu că plec acasă, că e vineri, că intru în weekend, că mă duc eu la fetița mea, tocmai m-au sunat și mi-au mai dat o încărcare. Faină treabă. Nu-mi place când mi se întâmplă chestia asta chiar vineri, dar nu am ce să fac. Asta e. N-am putut să spun că nu. Puteam să
spun că nu. Puteam să refuz, puteam să refuz, dar până la urmă, după aia și eu, dacă am nevoie de favoruri, o să mă refuze și ei, așa că asta e, mergem și gata. Ajung iară târziu, iar soțul întârzie la lucru, dar ne-am obișnuit deja. Am ajuns și aici la descărcare. Adică la încărcare, pardon, nu am foarte mult de încărcat, 12 palete, asta înseamnă mai puțin de jumătate de camion. Iar trebuie să mă întorc, chiar trebuie să fac cu spatele în curte. Ce să fac? Asta e viața. Și după asta chiar că plec acasă. Nici nu-i mai întreb. Am terminat și cu încărcarea, acum am oprit pe parcare pentru pauză. Am mâncat un pic. Haideți să vă arăt ce am primit de la fabrica asta de unde am încărcat. Uitați aici. O cutie întreagă de din astea, cum se cheamă? La noi zice waffles, wafe, nu știu cum se cheamă, dar o cutie plină, plină de dulciuri. Nici nu știu ce să fac cu ele. O să mă duc cu ele la piață, că cine mănâncă atâtea dulciuri? Super tare. Am mai primit eu așa când mă duceam pe la fabrici de ciocolată, de temirce dulciuri și mai primeam, bine, nu numai eu, toți șoferii primim când mergem la din astea. Super fain. Gata și cu pauză. Am mâncat. Am ajuns și eu acasă, lângă fetița mea. Da, lângă fetița mea. Tu ești fetița mea? Tu ești fetița mea, mami? Ce face fetița? Dai pup la mama? Dai pup la mami? Te iubesc! Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și până data viitoare vă pupăm!